salut pe toți! Suntem din nou la Lumea nu este cum crezi. În acest clip vreau să vorbesc despre trei greșeli de logică, de gândire, care din păcate au o mare răspândire în lumea de azi. Nu sunt greșeli formale de logică, adică nu se datorează unor erori în formalismul logic, ci sunt greșeli informale, în sensul că pleacă de la premise false. Și chiar dacă formalismul logic este corect, se ajunge la concluzii false. Și apropo de cuvintele formal și informal, asta înseamnă ele în limba română, și anume legat sau nelegat de formă, de formalism. Și nu înseamnă nici într-un caz oficial și neoficial, cum le folosesc unii. În bună măsură, greșelile de logică despre care vreau să vorbesc au ajuns la o răspândire de masă din cauza internetului și a televiziunii. Bineînțeles că internetul are foarte multe aspecte pozitive. În primul rând, accesul rapid și ușor la informație. Dar accesul neîngrădit și necenzurat la informație, un lucru evident pozitiv în sine, are și dezavantaje. Orice lucru, oricât de bun, are și dezavantaje. Și orice lucru, oricât de groaznic, are și avantaje. Așa e lumea în care trăim. Nimic nu e numai alb și nimic nu e numai negru. Dar internetul și televiziunea fac să apară aceste greșeli de logică care se transmit din aproape în aproape, de la om la om, până când ajung la proporții de masă. Acest lucru se întâmplă pentru că o mare cantitate de informație dintr-un anumit domeniu este folositoare doar dacă cel care are acces la informația respectivă are discernământ. Adică poate aprecia informațiile respective la propria lor valoare. Ca să fie clar ceea ce vreau să spun, gândiți-vă la următorul exemplu. Un om înfometat se plimbă prin pădure și ajunge la o poiană plină de ciuperci de toate formele și de toate culorile. Îi folosește acest lucru? Da, dacă se pricepe la ciuperci, pentru că va ști să le aleagă pe cele comestibile. Dar nu! Nu-i folosește dacă nu se pricepe la ciuperci, pentru că nu va îndrăzni să mănânce niciun fel de teama să nu se otrăvească. Problema este că nimeni nu are discernământ în toate domeniile. Dar unii oameni nu înțeleg acest lucru, ei cred că se pricep la toate. Și se otrăvesc din cauza asta cu informații false, greșite, răuvoitoare, amăgitoare, manipulatoare. Tot așa cum s-ar otrăvi o persoană care ar ajunge în poiana cu ciuperci, despre care v-am vorbit, și care, cu toate că nu se pricepe, ar începe să mănânce din ciupercile respective. Dacă nu credeți că cei mai mulți oameni cred în ziua de azi că se pricep la toate, atunci vă dau o dovadă. Și anume, nu trebuie decât să vă gândiți ce se întâmplă când un om este întrebat despre ceva, este rugat să-și dea cu părerea, despre indiferent ce, fie pe stradă, fie la o emisiune de televiziune, n-are importanță. Nimeni nu spune nu știu, nu mă pricep la asta. Am auzit pe cineva spunând acest lucru chiar la o televiziune, întrebat fiind pe stradă ceva în zilele astea, și m-am bucurat foarte mult că mai pot să aud și așa ceva. Dar aproape toți au păreri despre toate. Ori de cele mai multe ori reacția normală când ești pus să-ți dai cu părerea despre ceva este să spui nu știu, nu mă pricep, pentru că la cele mai multe lucruri nu ne pricepem. Fiecare ne pricepem la 1, 2, 3 lucruri, puține, dar în niciun caz la toate. Cum au ajuns oamenii să creadă că se pricep la toate? Am spus, în primul rând prin internet și prin televiziune. Pentru că atât pe internet cât și prin intermediul televiziunilor, o grămadă de oameni sunt întrebați de dimineață până seara despre tot felul de lucruri, despre orice.
Și în felul ăsta oamenii capătă impresia că fiecare are dreptul la o opinie despre orice. Ei bine, o lege a nescrisă a bunului simț spune așa: nu-ți da cu părerea dacă nu te pricepi. Ai dreptul la o părere în legătură cu ceva dintr-un anumit domeniu, doar dacă cât de cât te pricepi la domeniul respectiv. De pildă, eu consider că nu am dreptul la absolut nicio părere care ține de domeniul finanțelor, al medicinei, al administrației, al istoriei, al tirului cu arcul, al modei și aș putea să spun încă 1000 de lucruri. Consider că nu am dreptul să am păreri în legătură cu lucruri la care nu mă pricep. S-ar putea ca unii să îmi scrieți la comentarii ceva de genul: uite cine vorbește, el este profesor de fizică și ne vorbește despre logică, despre erori de logică. Îndrăznesc să fac acest lucru din 3 motive. Odată, pentru că nu trebuie să știi nu știu câtă logică ca să vorbești despre aceste 3 simple și clare erori de logică. În al doilea rând, pentru că îmi place logica și am citit o mulțime de lucruri despre logică și cred că mă pricep un pic, suficient cât să vorbesc despre aceste 3 chestiuni minore. Și în al treilea rând, pentru că orice om de formație științifică își formează, vrea nu vrea, un mod logic de gândire. De fapt, după părerea mea, ăsta este principalul motiv pentru care trebuie să se învețe în școală știință, mai ales științele naturii, fizică, chimie, biologie. Pentru că studiul științelor îți creează un mod logic de gândire. Nu poți să ajungi la adevăr în studiul științelor, asta, în științele naturii, asta încercăm să facem, fără să folosești un mod corect de gândire. Dar să revenim la greșelile de logică, care au căpătat, din păcate, o extraordinară răspândire. Cred că 3 merită pomenite, și anume, 1. Argumentul numărului, care se mai numește și apelul la majoritate. 2. Apelul la autoritate, dar eu vreau să vorbesc despre o variantă și mai urâtă a acestei greșeli, pe care aș numi-o apelul la falsa autoritate. Și 3. Generalizarea defectuoasă, care este de fapt o eroare de logică inductivă. Să le luăm pe rând. Argumentul numărului sau apelul la majoritate. Acest argument consideră că un lucru este corect sau adevărat, deoarece multă lume, uneori chiar majoritatea, crede așa. Dar valoarea de adevăr a unei afirmații n-are nicio legătură cu câți oameni cred lucrul respectiv. Din punct de vedere logic, nu există absolut nicio legătură. Dacă 1 miliard de oameni cred o prostie, aia tot prostie rămâne. Nu devine adevăr pentru că 1 miliard de oameni crede acel lucru. Reclamele folosesc foarte des această logică strâmbă, mincinoasă, pentru a-i convinge pe oameni să cumpere anumite lucruri, evident. De pildă, reclamele spun de multe ori, mai direct sau mai indirect, ceva de genul următor: 1 milion de oameni folosesc nu știu ce aparat sau dispozitiv și 1 milion de oameni, spun reclamele, nu se pot înșela. Ba da, se pot înșela și 1 milion și 1 miliard de oameni. Sau se face apel la statistici de multe ori, spunându-se, de pildă, 8 din 10 români cred că n-are nicio importanță câți din 10 români luați de pe stradă cred ceva. Contează ceea ce cred specialiștii despre lucrul respectiv. Iar uneori se invocă pur și simplu numărul. La spectacolul nostru, se spune, de pildă, au participat 5.000 de spectatori, deci muzica noastră este bună. Bună în sensul de
muzică de calitate. Nu este nicio legătură între numărul de spectatori și calitatea muzicii. Un concert cu o sinfonie a lui Beethoven va avea de obicei mai puțini spectatori decât un concert al unei vedete pop, chiar dacă e o vedetă pop locală, pentru că legătura dintre un concert sau un spectacol și numărul de spectatori are legătură cu educația muzicală și nu cu calitatea muzicii din spectacolul respectiv. Singurul domeniu în care trebuie să conteze părerea majorității este politicul. În niciun alt domeniu, părerea majorității nu este relevantă. De fapt, și s-ar putea să vă mire ceea ce voi spune acum, părerea majorității în orice alt domeniu decât politicul este de obicei greșită. Și, de fapt, dacă ne gândim un pic, n-ar trebui să ne mire acest lucru, pentru că majoritatea nu se pricep la domeniul respectiv. Există doar o minoritate de specialiști a căror părere contează și este relevantă, dar majoritatea își vor da cu părerea fără să știe nimic, vor avea păreri neavizate și asta duce la ceea ce v-am spus, și anume că părerea majorității este aproape întotdeauna greșită. A doua eroare de logică despre care vreau să vorbesc, am numit-o apelul la autoritate falsă. Există o greșeală de logică numită, mai simplu, apelul la autoritate. De pildă, într-o problemă, într-o dezbatere legată de o problemă din fizică, cineva ar putea să spună, așa trebuie să fie pentru că așa a spus Einstein. Este greșit. Noi nu credem în teoria relativității, ca să mă exprim așa, nu-i vorba de credință aici, dar ca să putem discuta despre logică, pentru că așa a spus Einstein, ci pentru că această teorie este confirmată de nenumărate experimente și observații. Deci este deja greșit să spui că ai dreptate pentru că cineva, chiar dacă are autoritate în domeniul respectiv, a spus așa. Pentru că oricine se poate înșela. Și Einstein, de fapt, s-a înșelat, de pildă, cu privire la modelul cosmologic pe care l-a propus și a înțeles că a greșit și a recunoscut acest lucru mai târziu. Deci, să aduci ca argument în susținerea unei idei faptul că cineva cu autoritate în acel domeniu a spus același lucru, este deja logic greșit. Dar eu vreau să vorbesc despre o greșeală și mai gravă. Și anume, se consideră azi că o persoană vestită sau care are mulți bani este o autoritate în orice domeniu. De pildă, putem citi pe internet știri, în ghilimele, știri de genul ce părere are Donald Trump despre, și urmează un domeniu despre care Donald Trump nu știe nimic. Părerea lui Donald Trump, chiar dacă e președintele Americii și chiar dacă are o grămadă de bani într-un domeniu despre care nu știe nimic, părerea asta nu valorează nimic. Sau auzim ceva de genul, după părerea multimiliardarului nu știu care, și urmează din nou o părere despre ceva la care multimiliardarul nu se pricepe deloc. N-are nicio legătură cu domeniul respectiv. N-are nicio importanță celebritatea sau averea cuiva. Nici celebritatea, nici averea, din punct de vedere logic, n-au nicio importanță. Nu conferă autoritate. Dacă un om se pricepe sau nu la ceva, n-are nicio legătură cu averea lui sau cu gradul lui de celebritate, dacă se poate spune așa ceva. Aici vreau să arăt și un alt mod în care se creează false autorități. Deși știu că îi voi supăra pe mulți de data asta. Unii cred că dacă ești parte dintr-un anumit proces, devii automat expert în procesul respectiv, în domeniul respectiv. Un exemplu evident și de actualitate este cel legat de educație.
mulți părinți, a căror copii au ajuns la vârsta școlară, consideră că au devenit deja experți în educație. La fel, mulți elevi, doar pentru simplul fapt că sunt elevi, consideră că au devenit experți în educație. Ca să devii expert în educație, trebuie să studiezi o grămadă de lucruri, printre care psihologia copilului, metodică, didactică și așa mai departe, docimologie și tot felul de alte lucruri. Dacă nu le-ai studiat, nu te pricepi la domeniul respectiv. Din păcate, televiziunile încurajează acest fenomen și întreabă toată ziua atât părinți cât și elevi despre cum ar trebui să se desfășoare educația. Dar, repet, faptul că ești parte într-un anumit proces nu te face expert în procesul respectiv, pentru că dacă ar fi așa, pacienții din spitale ar trebui să devină toți experți în medicină, adică medici. A treia greșeală de logică este generalizarea defectuoasă. Așa cum îi arată și numele, este o generalizare nepermisă din punct de vedere logic. Și am ales să vorbesc despre ea, printre altele și pentru că, de multe ori, această generalizare se face nu din greșeală, ci intenționat, cu scopul de a manipula, de a dezinforma, de a îndoctrina. De pildă, în perioada comunistă, în mass media și în manualele de istorie, erau prezentate doar lucrurile rele despre regii României și instituția monarhică în general. Această manipulare a fost foarte eficientă. Marea majoritate a populației a ajuns, nu cred că exagerez, să urască monarhia și regii. Doar cei care au avut șansa să mai primească informații și din alte părți au scăpat de această manipulare la scară națională. Unii fac generalizări nepermise pentru a justifica faptele lor sau ale altora. De pildă, hoțul spune aproape întotdeauna, toți fură. Ei bine, nu e adevărat. Nu toți fură. Sau am auzit un politician spunând, citez aproximativ, peste tot se fură. Și în Germania se fură din banii publici. Este adevărat. Peste tot se fură. Dar cât se fură? E tot una că se fură 1% din banii publici sau 30%? Eu cred că nu. Nu e deloc același lucru și în niciun caz faptul că undeva se fură nu justifică furtul în altă parte. În final, vreau să atrag atenția asupra altei generalizări. Mulți oameni nu se duc să voteze, argumentându-și atitudinea cam așa. N-am ce să aleg. Toți sunt la fel. Sigur, e normal să fii dezamăgit de clasa politică în contextul în care afli mereu despre fapte de corupție și de incompetență și așa mai departe. Dar e nepermis să generalizezi la modul absolut aceste lucruri și să crezi că toți politicienii sunt corupți sau incompetenți, sau amândouă. De obicei, astea două merg mână în mână. Și apoi, niciodată oamenii nu sunt la fel. Întotdeauna ai ce să alegi. Chiar dacă trebuie să alegi dintre două rele, poți alege răul mai mic. În concluzie, logica are legătură doar cu adevărul și cu rațiunea. Dacă ați crezut că logica are legătură și cu alte lucruri, atunci lumea nu este cum credeți. La revedere!